Hello! Ce, ce o ciorbă de praz acrită cu zeamă de varză. Vă asigur că este foarte, foarte bună și sănătoasă. Mi-am scos și cuțitele la treabă, dar asta știți deja, sunt cuțitele de la sabora care se găsesc la Altex. Trebuie să știți că atât ingredientele cât și rețetele veți găsi în descrierea postării. Pentru această rețetă am folosit o ceapă destul de mare pe care am mărunțit-o foarte fin. Am tocat apoi două fire mari de praz, puteți adăugați chiar două fire jumate, trei de praz dacă doriți o ciorbă mai groasă. Am mărunțit prazul, am adăugat în bol peste ceapă, am adăugat și două tije de apio, un ardei gras verde pe care l-am tăiat în cubulețe. De asemenea, am adăugat și un ardei capia roșu pentru că nu am avut pastă de ardei capia, am folosit ardei. L-am mărunțit și pe el, am dat pe răzătoare doi morcovi mai mici, o bucățică de țelne și o bucățică de păstărnac cam așa ceva, trebuie să fie destul de multe legume în această ciorbă. Am folosit niște untură de gâscă, puteți să folosiți ulei dacă țineți post. Am călit prazul și ceapa, după care am adăugat celelalte legume. Le-am călit vreo 2-3 minute, am adăugat sare și am completat cu un litru și jumătate de apă. După ce au fiert, am adăugat roșii de cojite, suc de roșii și zeamă de varză. Spre sfârșit am adăugat și fidea fină, și a să vedem cum arată această ciorbiță. Este o ciorbă groasă, foarte sănătoasă, delicioasă. Puteți să o mâncați cu smântână, desigur adăugați pătrunjel sau leuștean. Sper să faceți și voi!